În cea de-a 12-a lecție de fizică atomică, vom discuta despre o altă aplicație a fizicii atomice, și anume laserii. Las, cuvântul laser este un acronim din, provenit din numele în engleză al fenomenului de bază. Îl voi citi în engleză și apoi îl voi explica în limba română. Deci, în engleză, fenomenul s-ar numi Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation care tradus în românește și explicat un pic, ar însemna fenomenul de emisie stimulată de radiație electromagnetică de către atomi excitați. În toate lecțiile trecute, am discutat foarte des despre faptul că atomii excitați revin în starea fundamentală printr-o emisie de radiație electromagnetică. Deci ultima parte a acestei definiții nu aduce nimic nou. Partea importantă este constituită de cuvintele emisie stimulată, de conceptul emisie stimulată. Pentru că, în mod normal, un atom excitat emite radiație printr-o așa-numită emisie spontană și nu stimulată. Vom discuta aceste noțiuni uh, imediat. Deci, la baza fenomenului laser stau două fenomene importante. Primul este după cum am spus deja, emisia stimulată de radiație, care se face concret, se realizează concret într-un instrument de tip laser cu o componentă numită rezonator optic. Cel de-al doilea fenomen este așa numita inversie a populațiilor atomice, care se realizează într-un instrument laser printr-o componentă numită sistemul de pompaj sau de excitare, care poate fi de trei tipuri, optic, electric sau chimic. Deci, haideți să discutăm aceste două fenomene. În primul rând, emisia stimulată. Pornim de la așa-numita emisie spontană, care este tipul de bază, tipul fundamental de emisie de radiații de către un atom. Deci, după cum am văzut, dacă avem un atom ce se află pe o energie E1, deci energia fundamentală sau energie excitată dar energia inițială este 1 și avem un electron pe, această, pe acest nivel și el primește energie din exterior atunci el va, acest electron va executa o tranziție către un nivel energetic superior pe care îl notăm cu E2 și după un anumit timp care este de ordinul 10 la minus 8 secunde acest electron va reveni pe nivelul inițial emițând diferența de energie E2 E1 sub forma unui unei radiații electromagnetice sau unui foton cu energia h -min. aceasta este emisia despre care am discutat în lecțiile trecute și se numește emisie spontană de radiație de către un atom Haideți să vedem acum ce este o, radiație, o emisie stimulată. Avem aceeași situație: deci nivelul E1, nivelul atomic E1, cu un electron pe el. În urma une, absorției unei anumite cantități de energie, electronul se duce pe nivelul superior E2 și, după cum am spus, după un anumit timp de ordinul 10 la minus 8 secunde, el ar reveni pe. Nivelul inițial E1 emițând această radiație. Diferența într-o emisie stimulată este că intervenim din exterior cu un foton, deci avem un alt foton care are aceeași energie nu, dar care provine din exterior, se ciocnește cu acest electron și în urma acestei interacții, electronul execută aceeași tranziție către nivelul E1 cu emisia aceleiași radiații h -N. Deci avem aceeași tranziție a electronului cu emisia aceluiași foton, dar la baza acestui proces stă interacția de tip elastic, o ciocnire de tip elastic, cu un foton extern cu aceeași energie h -N. Aceasta este emisia stimulată. Emisia stimulată. A aceeași radiații. De ce am dorit să facem acest lucru? Păi în primul rând pentru că atunci tranziția are loc mult mai rapid. Deci obținem același proces, dar într-un mod stimulat, care are loc cu o rată a procesului mult mai mare, în funcție de numărul acestor fotoni externi. Deci obținem o așa numită amplificare a acestei radiații. Deci prin efectul de emisie stimulată se obține prima parte a efectului laser și anume light amplification, amplificarea luminii. Aceste tranziții sunt într-o succesiune mult mai rapidă și, cu care, și ceea ce duce la o intensitate mai mare a radiației finale. Foarte important, pentru ca acest proces să aibă loc, trebuie ca fotonul extern care grăbește procesul de emisie, făcând o stimulată, trebuie să aibă energia exact egală sau precis egală cu diferența dintre E2 1 Deci acest h nu trebuie să fie exact egal cu E2 1 Dacă h nu este diferit, deci energia fotonului care stimulează -ă, tranziția este diferită de E2-1, atunci putem avea o, un alt proces. Sunt multe alte procese care pot avea loc, ca, spre exemplu, putem avea o tranziție electronului pe un nivel uh, mai superior decât E2, deci un nivel uh, cu numărul cuantic și mai mare decât E2, deci uh, putem avea o tranziție către un E3 sau putem avea o ionizare. A atomului, în sensul că energia este suficientă încât electronul să devină liber și atomul se ionizează. Deci, putem avea multe procese. Singurul proces în, în care noi suntem interesați, bineînțeles, este uh, tranziția electronului înapoi în starea fundamentală cu emisia lui h -Nu, și pentru ca aceasta să aibă loc, trebuie ca fotonul ce produce această emisie stimulată să aibă și el exact aceeași energie și anume H-Nu. Acum, haideți să discutăm despre inversia populațiilor. Nu, înainte de asta, haideți să discutăm conceptul de rezonator optic. Deci, rezonatorul optic este un sistem de oglinzi care pur și simplu reflectă în interiorul instrumentului laser această radiație de tip H-Nu, amplificând, deci practic amplifică numărul de fotoni cu această energie. Și în concluzie, obținem, dacă vreți, o baie de astfel de fotoni în care materialul nostru este imersat: material ce conține atomii, și în felul acesta obținem un număr foarte mare de astfel de tranziții um, a electronilor de pe 1 pe 2 și apoi imediat înapoi pe E1 și, și tot așa. În felul acesta radiația cu frecvența nu și cu energia nu este amplificată în sistemul laser. Cel de-al doilea fenomen, după cum am spus, este inversia populațiilor. Numărul de atomi ce au o anumită energie de excitare, E1, este dat, dat de formula lui Boltzmann, care spune că N1 este proporțional, deci există o constantă care nu ne interesează foarte mult, înmulțită cu E la minus E1 împărțit la constanta Boltzmann înmulțit cu temperatura. Deci, din nou, această formulă ne spune că dacă avem într-un material atom de un anumit tip, numărul atomilor excitați la energia E1 va fi dat de această formulă. De aici rezultă că raportul dintre numărul de atomi excitați la energia E2 și cei excitați la energia E1 va fi egal cu E la minus E2 minus E1 împărțit la KBT, constanta Boltzmann înmulțită cu temperatura concret pentru a explica vizual dacă avem energiile de excitare posibile ale unui atom, le voi nota generic cu valorile E1, E2, E3, deci acestea sunt nivelele de excitare posibile a unui atom de un anumit tip. Atunci formula Boltzmann ne spune că cu cât Nivelul energetic este mai jos, energia este mai mică, numărul este mai mare. Deci, pe măsură ce creștem energia de excitare, vom întâlni din ce în ce mai puțini atomi având acea energie de excitare, ceea ce are sens, bineînțeles, cu cât energia este mai mare, cu atât e mai costisitor să obținem acea energie, costisitor energetic, bineînțeles, și, în concluzie, numărul de atomi având acea energie de excitare va fi mai mic. Inversia de populație înseamnă realizarea practică a unei situații inverse, și anume prin care să zicem nivelul E2 în schema noastră va avea mult mai mulți atomi decât nivelul E1. Bineînțeles, aceasta nu este o stare normală, conform statisticii Boltzmann, și trebuie să o obținem cumva. Felul în care se obține această inversie de populație în cazul desenului nostru între nivele E1 și E2, E2 având energie mai mare și număr mai mare de atomi pe ea, ceea ce nu e o situație naturală, bineînțeles, trebuie să avem un sistem care să mențină materialul nostru atomic, ce conține acești atomi, în această stare excitată. Acest sistem, care furnizează energia necesară pentru ca această inversie de, inversie de populație să aibă loc, se numește sistemul de pompaj sau sistemul de excitare. Și în funcție de felul în care el furnizează energia necesară atomilor pentru a se afla în stări excitate mai înalte, el poate fi de tip optic, electric sau chimic. Proprietățile radiației laser rezultă din aceste fenomene fundamentale. În primul rând, ea este monocromatică, după cum am explicat în această descriere a emisiei stimulate. Toți fotonii din sistem trebuie să aibă o energie fixă, h nu, și deci o frecvență fixă, nu. El este de mare intensitate, după cum am explicat, emisia stimulată ducând la amplificarea luminii, deci intensitatea luminii obținută este de intensitate mare, este coerentă pentru că atât radiația ce provoacă tranziția, cât și radiația emisă au aceeași frecvență, deci avem lumină coerentă și prin felul în care este format o rază laser, ea este direcțională. Există multe aplicații practice ale fenomenului laser, număr aici câteva din varii domene, domenii și uh, prezint câteva imagini. În industrie razele laser sunt folosite în microelectronică pentru a imprima uh, circuitele electronice de dimensiuni foarte mici pe plăci uh, de bază care și ele devin din ce în ce mai mici. Este de asemenea folosit în tăierea cu precizie, a, în special a materialor dure, ceea ce vedeți în această imagine. Deci, vedeți cum o rază laser uh, taie pe o placă de metal un desen foarte complicat și de dimensiuni mici. Este folosit de asemenea în medicină, uh, se folosește din ce în ce mai des bisturie laser, se folosesc lasere de asemenea în cauterizarea unor răni sau unor în cauterizarea rănilor. De asemenea, în medicină, laserii sunt folosiți în corectarea vederii. În telecomunicații, fibrele optice folosesc raze laser pentru a propaga informația. Mediile de stocare moderne, CD-urile, DVD-urile, sticurile de memorie, hard drive-urile și așa mai departe folosesc lasere pentru, atât pentru a imprima informația, cât și pentru a o citi. Ce vedeți aici este un astfel de exemplu. Și bineînțeles, există tot felul de aplicații comerciale, spre exemplu, codurile de bare de pe toate produsele pe care le cumpărați în supermarket, sunt citite de către o rază laser.